Salutare! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Fără Limite, emisiunea care de fiecare dată vine cu o nouă surpriză, o poveste a unei pasiuni. Și da, astăzi suntem în mișcare, pe muzică, la înălțime, alături de Ionela Calus. Bună, Ionela! Bună, Carmina! Îmi pare bine să te văd! Și eu îți mulțumesc că m-ai primit la tine, la ora ta, alături de fete și sunt curioasă să văd ce facem noi aici? Ce o să facem astăzi? Astăzi o să facem un antrenament pe ghete, pe ghetele de Kangoo Jams, un antrenament dinamic, un antrenament care ajută la starea psihică, în primul rând, la fizic și ne dă o stare de bine. Păi haide să vedem atunci, să nu ai ochi și urechi, să vedem cum va decurge această oră. Ok, fetelor, haide să luăm ghetele, să le punem în picioare, da? Vă împart ghetuțele. Bun. Ok? Perfect. Haideți să vă prezint mai întâi ghetele, pentru că ele sunt principalul obiect al orei. Ghetele sunt formate din carcasă, da? Totoșii, care ne ajută să nu alunecăm, tălpile și arcurile. Arcurile sunt foarte importante pentru că atenuează contactul cu podeaua. Practic, ele ne ajută să sărim. Haideți să începem. Ca poziție principală, avem picioarele depărtate, cu genunchii ușor îndoiți. Abdomenul este strâns, brațele sunt pe lângă corp, ridicăm și coborâm umerii. Hai! 4, 3, 2, alternativ. 4, 3, rotim umerii și... 4, 3, 2, alternativ. 2, 3, 4, 5, 6, mutăm greutatea de pe un picior pe altul. Tragem și brațul înainte. 3, 4, 5, 6, ridicăm brațul. Sus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, să înceapă distracția. Hai, sărim pe ghete, de pe un picior pe altul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, tragem călcâi la șezut. Acolo. Hai, și, și, și. 1, 2, 3, 4, 5, 6, încă 8, hai, sus călcâi, și, și, 4, 3, jumping, și, depărtăm, apropiem, perfect, aia e, hai. Sărim dublu, jumping dublu. Mare atenție la respirație. Inspirăm, expirăm. Patru, trei, doi, simplu, simplu. Acolo. Hai, hai. Încă 8, și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atenție, balansăm piciorul. Perfect. Inspirăm, expirăm. Mai am. 2,
3, 4, 5, 6, încă 8, hai cu mine! 2, 3, 4, 5, 6, 7, călcâi la șezut, dublu! Acolo, hai, hai, și, și, 4, 3, 2, sărim, sus, hai, aia e! Strângem abdomenul, nu stăm niciodată pe vârful ghetelor. Întotdeauna stăm pe mijloc, da? Brațele sunt lateral. Coborând dreapta, stânga. Hai! Și, și, și. Perfect! Atenție, mărim ritmul. Și, un, doi, trei, 4, 5, 6, 7, 8, hai, 4, 3, rămânem pe piciorul drept. Ionela, ce am făcut noi aici și la ce ne ajută acest exercițiu? În primul rând am început cu o încălzire, pentru că fiecare oră de aerobic se începe cu o încălzire. Apoi am făcut pașii de bază, pentru că prin pașii de bază putem să facem coreografii sau să mergem fix pe un antrenament mai intens cu repetări mai multe. Apoi am făcut niște exerciții de tonifiere, ele ajută la slăbit și la tonifiere și la starea de bine care o simțim după ce terminăm ora de kangu. Ne pregătim pentru următorul exercițiu? Da, sigur că da. Stil combat. Stil combat este o combinație între arte marțiale, kickboxing, lupte de stradă, practic lovim cu pumnul și cu piciorul. Interesant. Hai! Haide! Spune-mi, cum este Ionela ca instructor? Am un singur cuvânt minunat. Eu lucrez cu ea de foarte mulți ani, datorită ei sunt astăzi aici. Ca și om este o persoană extraordinară, știe să te motiveze de câte ori ai nevoie, nu te lasă niciodată în momentul în care simte că ți este greu. De asemenea, este mai mult de atât, îmi este mentor, datorită ei fac profesia aceasta la nivel profesionist și nu am decât cuvinte de laudă și oricând și știu că este un om care este oricând alături de mine. Care este starea pe care o ai atunci când practici kango? Este ceva de nedescris, încă zbor. N-am crezut nicio secundă că pot să urc pe ghete. Ionela este minunată, mai mult decât un instructor, mai mult decât orice, o ador, o iubesc, mi-a schimbat viața. De ce recomanzi? Cu mare drag. Acum facem o clasă de stil combat. Este o combinație între arte marțiale, kickboxing, lupte de stradă. Practic lovim cu pumnul și cu piciorul. O oră dinamică. Pregătite, fetelor? Da. Toate? Carmina? Da. Bun! Oho! Gata? Avem piciorul drept în față, piciorul stâng în spate. Garda sus. Dure. Da? Jab. Cross. Lovim energic. 4, 3, atenție, hai. Jab. Cross. Hai. Acolo. Energie. Hai, energie, și, 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 mai rapid, 1, 2, 3, 4, aia e, toată lumea e ok? Da. Bun, Carmina? Da, ok.
Bun! Și rămânem doar pe cross. Lovim! Energie! Hai! Și mai rapid! Hai! Hai! Perfect! Hai! Hai! Energie! Și hai! Hai! Woo! Hai! 4, 3, 2, atenție! Lovesc jos! 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 Perfect! Hai! 4, 3, atenție la mine! Lovim! 4, 3, 2 și jos! 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 Hei! Mai am! Haide! Și 4, 3, 2, lovește jos! Și 4, 3, 2, perfect! Sări de pe un picior pe altul! Toată lumea e ok? Toată lumea, da? Hai! Continuăm! Pregătim și lovituri de picioare! Kick! Kick! Punctez! Hai! Kick! Hai, Carmina, cu mine! Și atenție! Și cu braț! Kick! Lovesc! Kick! Lovesc! Perfect! Woo! Hai! Și fetelor, cum sunteți? Bine! Perfect! Hai! Woo! Și lovesc! Și lovesc! Hai! Hop! Hop! Hai! Lovește! Hei! Și bum! Hop! Bum și stop! Rămânem aici! Suntem bine? Strângem garda sus, răsucim. Hai. Perfect. Hai, hai, hai cu mine. Și 4, 3, 2, lovește. Energic, hai. Energic. Aie, hei. Ia să te văd, Carmina. Hai. Woo! Mai. Aie, hei. Super! Hai! Perfect! Continuă! Și 4, 3, 2, stop! Rămân cu garda sus! Side kick! Apropii, lovesc și revin pe partea dreaptă, da? Atenție! Și hop! Lovesc la loc! Hei! Bum! La loc! Hop! Bum! Aia e! Hai! Lovește! Și lovesc! Super! Hop! Lovesc! Hai! Și lovesc! Încă una! Schimbăm partea! Și hop! Lovim! Hai, Carmina! Și ridică piciorul! Hei! Hop! Ridic! Picioarele le avem apropiate la nivelul umerilor. Vârfurile spre înainte, da? Toată lumea cu vârful spre înainte. Genoflexiune. Kick față. Vedem ce iese, da? Odată dreptul, odată stângul. Atenție. Și geno. Kick. 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 Hai. Hei. Bum. Lovește energic. Hai. Și 4, 3, 2 și stop. Perfect. Rămânem pe picior depărtat. Ok? Genunchi îndoit, garda sus. Toată lumea garda sus, cotul lipit de trunchi. Lovim, body rip. Hai, în stomac. În stomac. Mai tare că nu simt nimic. Mai. Haide. Și. Mai. Hai. Lovește. Energic. Hai. Perfect. Continuă. Mai am. Hei. Și. Energic. Hai. Hai. 4, 3, 2, bravo! Super!
Bravo! Sunteți minunate! Mulțumim! Yay! Am cunoscut energia Ionelei. Haideți să-i cunoaștem și povestea. Cine este omul Ionela Calust? Omul Ionela Calust este un copil care a crescut, un copil care a făcut gimnastică de performanță de la 3 ani și jumătate. Iar apoi a intrat în sala de fitness, practicând aerobic până în prezent. Este o pasiune, este tot ceea ce iubesc să fac în domeniul ăsta. Nu mă satur să predau ore și ore și ore de aerobic, diversificate, fie că-i kangu, fie că-i steel combat sau alte clase. De când a început totul? De când a început totul? Din clasa 10-a. De când am renunțat la gimnastica de performanță, am zis că nu pot să stau acasă. Fiind obișnuită cu mișcarea, trebuia să fac ceva. Și am avut ocazia să intru într-o sală, la fel într-un studio de aerobic, și să încep să predau. Iar de atunci nu m-am mai oprit, decât în urma unui accident, în urma unui picior rupt și a două sarcini. Dar și la sarcini, astăzi am făcut mișcare, a doua zi am născut, o să zic. Pasiunea ta te-a condus undeva sus, ți-ai creat propria ta sală. Așa este. Primul meu copil, o să zic. Primul tău copil. Da. Prima dată când ai pus ghetele în picioare, când a fost, Ionela? Prima dată când am pus ghetele în picioare a fost în 2007, când a venit Kinga. Ea, de la ea a plecat totul. Când a venit cu kangu în România și atunci am zis, hop, este altceva, hai să încerc. Și de când am pus ghetele în picioare am simțit euforia aia maximă, să zic așa, și n-am putut să mă mai dezlipesc de ele. Inclusiv în 3-4 luni de sarcine eram pe ghetele de kangu. Kangu, hai să le explicăm celor care se uită la noi termenul de kangu jumps. Termenul de kangu jumps. Kangu jumps practic definește gheata. Pentru că nu este ca la alte ore de aerobic unde folosim Adidas sau unde folosim stepper sau... Materialul principal este gheata de kangu. Ea este formată din... Ea are arcurile și tălpile care ajută practic să sari ca un kangur. Ele au fost făcute în primul rând pentru persoanele cu probleme. Așa, ăsta a fost scopul lor, apoi au fost introduse în sălile de fitness. Deci, practic, poate să practice kangu și persoanele cu o hernie de disc și persoanele cu o scolioză. Cine nu poate practica kangu sunt persoanele care au probleme cu cervicala, pentru că atunci ne ia amețeala și, Doamne ferește, să nu picăm de pe ele. De la ce vârstă se poate practica? De la 6 ani se poate practica, inclusiv copiii pot practica. Sunt ghete special făcute pentru copii până la 60-70, cât ne ține pe noi. Dar și copiii pot practica, deci inclusiv de la 6 ani, asta este vârsta minimă. Deci de la 6 ani se poate practica. Da, da, da. De contraindicații n-ai spus, este nevoie de un plan de nutriție. Este, pentru dacă vrem să vedem rezultate, automat să avem grijă un pic și la alimentație. Nu putem să facem mișcare și să ajungem acasă și să mâncăm alte cele, da? Știi de ce te întreb? Pentru că sunt acele sărituri și este recomandat să mănânci înainte cu un anumit interval de timp? Da, este recomandat să mănânci înainte cu minim 2 ore, pentru că altfel îți vine mâncarea înapoi. Și nu poți să sari, apar înțepături dreapta-stânga și automat efortul se îngreunează. Satisfacțiile pe care ție ți le-a adus kangu? Evenimentele la care am participat alături de Kinga pe scenă. Iar ultima satisfacție este cross-ul care l-am organizat alături de primărie anul acesta. În aer liber a fost cea mai mare satisfacție, să văd cum lumea vine și vrea să participe la... și vreau să încerce ghetele de kangu. Știi, atunci când spui cross, eu mă gândesc la alergare.
Da, a fost o combinație între alergare și o clasă de aerobic. Am vrut să îmbin cumva și mișcarea și alergarea, pentru că pe ghete poți să și alergi, dar poți să faci și ore de aerobic. Și am vrut să le combinăm cumva, să și alergăm și să facem și puțină mișcare, să arătăm ce se poate face la o clasă de aerobic. Vreau să ne spui câte ceva de aceste programe pe care tu deja le implementezi, zilele acestea iau naștere. Programele tale, da, ca și master trainer. Da, programele Steel Programs. Steel Programs e format din mai multe programe. Steel Combat, unde combinăm mișcările de loviturile de pumn, da, de picioare, lucrăm aparatul cardiovascular. Steel Training, unde se lucrează cu bara și cu greutăți, undeva pentru masa musculară. Steel Tonic, unde lucrăm cu greutatea propriului corp. Sunt melodii special concepute, sunt niște programe special concepute pentru oameni, atât pentru începători, cât și pentru avansați. De unde ți-a venit ideea asta? Unde mi-a venit ideea asta? Practicam Tai Bo. Și am auzit de un curs de Steel Combat făcut la noi în Constanța și zic, e al meu, trebuie să-l încerc. Și atunci l-am cunoscut pe Fernando Gorini, directorul Steel Programs. M-am îndrăgostit la fel ca la ghetele de Kangu, de energia lui și de mișcare. De mișcare era cu totul și totul altceva față de Tai Bo, muzica în primul rând, care îți dă o energie pozitivă și mișcările foarte dinamice și am zis, e al meu, nu mai îmi scapă din mână. Cât timp ți-a luat ca să te obișnuiești cu el și să-l practici? Nu mi-a luat mult timp, pentru că eu am practicat Tai Bo, eram cumva obișnuită cu mișcările, cu loviturile de pumn și de picioare și cumva într-o lună, două le-am pus cap la cap și am început să predau. Din 2012 predau Steel Combat. Sunt ceva ani de atunci, ani. Da, dar totuși pasiunea ta cea mai mare este acolo sus la înălțime. E adevărat, da. De cât timp practici tu, ai avut vreodată vreun moment, că mi-ai spus mai devreme de o accidentare, da, în care să spui gata, stop? E adevărat, am avut o ruptură de, am avut piciorul și atunci zic, hop, ce fac? Ce fac? Mi-a spus doctorul o lună de zile să nu fac deloc mișcare. Zic, nu se poate așa ceva. Am venit în cârje, am venit cu piciorul înghiț, număram și am zis, nu mă las. Nu trebuie să mă las, este ceea ce mi-am dorit și trebuie să continui. Deci nicio piedică nu te-a oprit din visul tău? Absolut nicio piedică. Pentru cei care își doresc să practice acest sport, o recomandare? Da, le aștept la sală. Practicăm Kangu de 3 ori pe săptămână, în intervale diferite de timp. Găsesc pe pagina noastră de Facebook. Să vină să încerce, pentru că dacă încearcă o dată, a doua oară o să vină cu siguranță. Mulțumesc tare mult, Ionela, pentru energia debordantă de astăzi. Cu mare drag, mulțumesc și eu. Mișcarea înseamnă viață. Așadar, ia-ți ghetele în picioare și sari cât poți tu de sus. Urmează-ți gândurile și visele. Litoral TV, fără limite, Carmina Căpitanu, să ne revedem cu bine la o nouă ediție.